O descoperire făcută întâmplător de o tânără care detecta metale într-un lat de porumb i-a surprins pe arheologi. Tezaurul vechi de mai bine de 1000 de ani era îngropat la doar 8 km de un castel viking și are o uriașă valoare istorică. Comoara găsită acum aduce la viață o poveste fantastică, susțin experții. Aproape 300 de monede de argint despre care se crede că au mai mult de 1000 de ani au fost descoperite lângă o fortăreață vikingă din nord-vestul Danemarcei. Tezaurul situat în două locuri, nu departe unul de altul, a fost dezgropat de o tânără care detecta metale într-un lan de porumb. Un tezaur ca acesta este foarte rar, a declarat directorul muzeului din Jutlanda de Nord, unde vor fi expuse artefactele. Monedele de argint au fost găsite la aproximativ 5000 de fortăreața vikingă, lângă orașul Hobro. Deoarece ambele au inscripții în cruce, se crede că datează din anii 980, a spus muzeul. Tezaurul include monede daneze, arabe și germanice, precum și piese de bijuterie originale din Scoția sau Irlanda. Norbach a spus că descoperirile au fost din aceeași perioadă cu fortul construit de regele Harald Bluetooth și ar oferi mai multe informații despre istoria vikingilor. Cele două comori de argint în sine reprezintă o poveste absolut fantastică, dar să le găsești îngropate într-o așezare la doar 8 km de castelul viking al lui Harald este incredibil de interesant, a declarat arheologul Torben Thier într-un comunicat. Relatează Observator News.ro.